Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Peste 100.000 de cetățeni din municipiul Băilți sunt așteptați astăzi la cele 60 de urne pentru a-și alege viitorul primar. De asemenea, alegeri locale noi sunt desfășurate în alte 14 localități din țară. Pentru acest scrutin, Comisia Electorală Centrală a tipărit 131.000 de buletine de vot. Pentru fotoliul de edil al capitalei de nord a țării luptă 11 candidați, desemnați de partide și unul independent. Este vorba despre 9 bărbați și 2 femei. Cel mai tânăr pretendent la șefia primăriei are 30 de ani, iar cel mai în vârstă 65 de ani. Pentru alegerile din municipiul Bălți au fost tipărite peste 102.000 de buletine de vot, dintre care 52.000 în limba română, restul fiind în limba rusă. Locuitorii orașului sunt chemați să-și aleagă un nou primar după ce Renato Osati a demisionat pentru că formațiunea pe care o reprezenta nu a acces în Parlament. Alegerile locale noi sunt desfășurate și în alte 14 localități din raioanele Cimișlia, Edineț, Ștefan Vodă, Ungheni, Căușeni, Fălești, Hâncești, Leova și Clodeni, unde concurează 52 de candidați pentru funcția de edil. Potrivit datelor din Registrul de Stat al Alegătorilor, în cele 15 circumscripții electorale sunt așteptați la urne peste 130.000 de cetățeni cu drept de vot. Scrutinul va fi urmărit de aproape 80 de observatori, inclusiv internaționali. Aceștia vor putea semnala încălcările comise în secția de votare prin intermediul unei aplicații online. Încălcările și neregulile sesizate vor fi examinate de reprezentanții structurilor electorale, care vor încerca să găsească soluții în cel mai scurt timp. Alexander Nesterovski, candidat din partea blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor la primăria Bălți, ar fi încălcat codul electoral. Și asta pentru că avea amplasat un automobil cu panouri electorale în preajma unei secții de votare, spune autoritatea electorală din Bălți. Totodată, la ieșirea din secția de votare, Nesterovski le-a sugerat oamenilor că pot să ia mită electorală dacă li se oferă afirmație care va fi investigată. Potrivit președintelui Consiliului Electoral de Circumscripție Bălți, un panou prin care se face agitație electorală în favoarea candidatului blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor pentru funcția de primar al municipiului, Alexander Nesterovski, putea fi văzut lângă o secție de votare în ziua scrutinului. Acest lucru este interzis de codul electoral, spune Irina Serdiuc. A fost obligat concurentul electoral, domnul Nesterovski Alexandru, de la blocul electoral comuniștilor și socialiștilor, să amplaseze transportul cu publicitate electorală la o parcare ca să nu fie vizibile pentru alegători. Prezentant cu drept de vot consultativ care ne-a spus că în proces acum sunt de demolare panourile de publicitate de pe autovehiculele care se află în preajma secțiilor de votare. Contactat de noi, Nesterovski a declarat că această situație este discutabilă. Pentru că erau panouri pe automobile care circulau prin oraș și cum în ziua tăcerii și ziua alegerilor este interzis ca să se deplaseze, ele pur și simplu s-au parcat într-un loc anumit. Ținând cont că noi am plătit acestei companii pentru o reclamă, ele au autorizație și pot să stea unde vor, principalul să nu se deplaseze sau să sonorizeze. Nesterovski a ajuns din nou în vizorul autorităților după ce a îndemnat oamenii să ia mită electorală. Imediat ce a ieșit din secția de vot, acesta a declarat că cetățenii pot lua ce li se oferă, dar să voteze după bunul plac. Dragi bălțeni, ieșiți la vot. Dacă cineva cândva v-a dat ceva, luați, dar votați cum doriți. Nimeni nu o să afle cum și pe cine ați votat. Luați și alegeți pe cine vreți dacă o să existe astfel de situații. Dar ideal, dacă se întâmplă așa, anunțați poliția. Pedeapsa este de 7 ani de pușcărie. Contactată de TV6, președintele Consiliului Electoral de Circumscripție Bălți a spus că va oferi un comentariu după ce va examina afirmațiile. Totodată, potrivit autorității electorale din Bălți, reprezentantul partidului Noi ar fi făcut agitație electorală în ajun de ziua votării, lucru interzis prin lege. Acum, recent, am primit un demers de la Inspectoratul de Poliție Bălți, prin care a fost
sesizat Consiliul Electoral de Circumscripție că ieri, în ziua tăcerii, reprezentantul formațiunii politice noi, în preajma Comisiei Electorale Centrale, a încălcat codul electoral, prevederile articolului 52 alineatul 10 și a făcut agitație pentru candidatul său, care este astăzi pe listele alegătorilor, Dachi Vladimir. Vicepreședinte al partidului Noi, Cristian Rizea, la care se referă Irina Serdiuc, a declarat pentru TV6 că nu a comis nicio ilegalitate. Eu dacă eram un simplu cetățean de pe stradă și făceam un live, nimeni nu m-a acuzat de nimic. Că e dreptul la liberă exprimare. Ei m-au acuzat că sunt membru al partidului politic. Păi ca să fii membru al unui partid politic în Moldova, trebuie să fii cetățean al Moldovei. Automat, ca să vedeți cât de tâmpiți sunt, singuri că îi bat cu armele lor, ei recunosc prin asta că eu sunt cetățean al Moldovei. Potrivit codului electoral, coruperea alegătorilor se pedepsește cu o amendă de peste 42.000 de lei sau cu până la 5 ani de închisoare în cazul persoanelor fizice sau cu amendă de până la 300.000 de lei în cazul celor juridice. Totodată, pentru agitație electorală în zilele interzise, penalitatea este de până la 1.500 de lei pentru persoanele fizice sau până la 2.500 de lei pentru candidatul electoral. Colegul meu, Alexandru Statnei, se află acum la sediul Consiliului Electoral al Circumscripției Municipale Bălci și ne spune cum decurge procesul de votare, câți alegători s-au prezentat deja la urne și dacă autoritatea electorală din Bălți a fost sesizată cu privire la alte posibile încălcări pe lângă cele care ar fi fost comise deja. Bună ziua, Alexandru, te ascultăm! Bună seara, Dorina! Bună seara, doamnelor și domnilor! Scrutinul de selectare și alegere a noului primar de Bălți este în plină desfășurare. Procesul este supravegheat de Consiliul Electoral de Circumscripție, iar alături de mine se află președintele acestui consiliu, doamna Irina Serdiuc. Doamna Serdiuc, bună seara! Bună seara! Au rămas ore numărate până la închiderea secțiilor de votare. Ne spuneți care este rata de participare a locuitorilor municipiului Bălți. La orele 17, la urnele de votare s-au prezentat 27.616 de alegători. Cum vă pare această cifră în comparație cu anii precedenți, cu scrutinul trecut, de exemplu? Alegătorii sunt practic așa de activi ca și data trecută. Ce măsuri ați luat în cazul încălcărilor, dacă au fost înregistrate anumite încălcări până la ora 17 și cu cele anterioare ce măsuri ați luat? Astăzi, până la orele 17, n-am fost sesizați, n-am primit nicio contestație nici de la un concurent electoral. Am primit numai informații de la membru reprezentant cu drept de vot consultativ din partea Biroului Electoral Comuniștilor și Socialiștilor, privitor la transportul auto care este amplasat în teritoriul municipiului Bălți cu afișajul electoral în favoarea concurentului electoral Nesterovski Alexandru, care ne-a motivat că tehnic nu poate fi soluționată problema dată, transportul se află acolo unde și s-a aflat, însă a fost demolat afișajul electoral. Dar în cazul ceea ce ați menționat anterior despre candidatul partidului politic Noi care a făcut agitație, reprezentantul adică? Ce ține de reprezentantul formațiunii politice Noi, Dachi Vladimir, concurentul electoral, în la orele 17:30, Consiliul Electoral Circumscripției se va întruni în ședință unde va primi o hotărâre. Dar în cazul îndemnului de astăzi a domnului Nesterovski, candidatului Bex, ca alegătorii să primească mită electorală, sau cum ați interpretat acest îndemn al lui Nesterovski, care astăzi dimineață, după ce și-a exercitat dreptul la vot, a afirmat următorul lucru? Este clară întrebare. Noi, cu membrii Consiliului Electoral de Circumscripție, am vizionat câteva ori subiectul dat. Vreau să spun că depinde totuși de persoană cum se reflectă, depinde de integritatea persoanei. Deci este opinia domnului Nesterovski. În cazul când noi am crezut că poate era ceva, când mi s-a spus că au fost încălcate prevederile codului electoral, articolul 52.10, unde domnul Nesterovski făcea
făcea cum public agitație electorală în favoarea unui candidat electoral și vorbind despre careva suspiciuni sau careva chestii, posibilitate de luare a cadourilor și așa de felul ăsta. Deci, până în ziua de astăzi, noi n-am primit niciun apel telefonic privitor că au fost careva pachete alimentare sau alte cadouri pentru alegători care ar fi date repartizate. Mai mult ca atât, iarăși vă spun că atribuțiile Consiliului este examinarea contestațiilor, sesizărilor, demersurilor în cazul când ele sunt cu fapte, cu probe reale. Dar ceea ce a vorbit domnul Nesterovski este opinia dumnealui. Doamna Serduc, eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile. Cu noi detalii vom reveni în jurnalul de la ora 19. Dorina? Alexandru, mulțumim. Secțiile de votare din Bălți s-au deschis la ora 7. Acestea își așteaptă alegătorii până la ora 21. Între timp, locuitorii municipiului care au reușit să-și exercite dreptul la vot au declarat pentru TV6 că au așteptări mari de la viitorul primar. Ei își doresc un oraș curat, cu drumuri bune, curți renovate și curate. Mai mult, oamenii spun că vor ca viitorul edil să-și realizeze promisiunile făcute în timpul campaniei electorale. Cu noi speranțe, zeci de bălțeni au mers de dimineață la urnele de vot și au pus ștampila în dreptul candidatului care cred ei că va reuși să le îndreptățească așteptările. Oamenii spun că au venit să voteze cu speranța că după alegeri vor avea un trai mai bun și o infrastructură dezvoltată. Noi am votat pentru un oraș mai curat, pentru un oraș mai să fie mai bogat în toate și să fac ceva în orașul ăsta de tăcă până amu. Am votat pentru un trai mai bun, pentru ca noi, pensionarii, să nu avem de suferit. Vrem să fie totul frumos, orașul să înflorească, să avem drumuri bune, autobuze. Eu am votat pentru un viitor mai bun, care îl așteptăm cu toții să fie. Ne-am obosit să trăim în așa condiții, unde nu avem nici măcar canalizare, drumuri normale. Aici, pe sectorul nostru, transport, nu știu, merg trei rutiere mici, care pe sectorul nostru de 9.000 oameni cât suntem, e foarte puțin. Vrem și bun drum, vrem și o aptecă, nu avem aici, așa raion mare, nu avem o aptecă. Vrem o viață mai bună. Reprezentanții secțiilor de votare susțin că alegătorii se prezintă la urne respectând măsurile epidemiologice. Tot ei afirmă că de dimineață rata de participare la scrutin în rândul vârstnicilor și tinerilor a fost practic egală. Pe lista avem 1599 de persoane care pot participa la vot. Avem 5 cereri de la oameni pentru a vota acasă. Acest lucru se va întâmpla după ora 15. De la deschiderea secției de votare nu au fost înregistrate încălcări. Biroul lucrează în regim normal. Pentru alegerile din Bălți au fost deschise 60 de secții de votare. La urne sunt așteptați peste 100.000 de oameni care trebuie să-l aleagă pe unul din cei 11 candidați înscriși în cursa pentru fotoliul de primar al municipiului. De dimineață, dreptul la vot și l-au exercitat și pacienții din Bălți, internați în Spitalul Clinic Municipal. La secția amenajată în holul instituției, procesul de votare a început la ora 10. Oamenii ne-au spus că își doresc un primar mai responsabil, care să rezolve problemele urbei acumulate de ani buni. Printre pacienții care și-au exercitat dreptul la vot în secția amenajată în holul Spitalului Clinic Bălți este și Galina Munteanu, în vârstă de 75 de ani. Ea se află la reabilitare după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Femeia speră că viitorul primar le va acorda mai multă atenție vârstnicilor. Pentru ceva luminos, fericit, pentru ca pensionarilor să le fie atrasă mai multă atenție, la fel cum noi ne gândim la ei. Alți locuitori se gândesc la un viitor mai bun pentru copiii și nepoții lor. Să ridice orașul, să florească, trăiască copiii mai bine, nepoții. Ca să le fie locuri de muncă, ca să nu plece copiii noștri, ca nepoții noștri să fie educați de mamele și tații lor. Iar Ivan Negru, care locuiește în municipiul Bălți de 10 ani, spune că localitatea are nevoie de un edil dornic de a soluționa șirul de probleme care s-au adunat de-a lungul anilor. Drumurile sunt rele la noi. Lucrez că ca rutieră, dar e rău tare, foarte rău drumurile. Așa nu se distrug. Probleme
cum zic, piticat. Să avem un primar mai bun care să uite la oameni, nu numai pentru dânși fac. Eu așa și ceva, deci altceva. Reprezentanții instituției medicale spun că aici pot vota toți pacienții internați. Cei care au fost aduși în timpul nopții sunt incluși pe listele suplimentare. Cei care sunt deplasabili au mers în locul special amenajați, cei care sunt la pat merge urma, urna la fiecare în parte. Și va și în secție COVID, dar se vor respecta toate normele în vigoare, adică reprezentanții sectorului electoral vor fi echipați în echipamente de protecție. Reprezentanții electorali dau asigurări că secretul votului este respectat în cazul tuturor pacienților. Venim în saloane și strângem voturi, deoarece este dreptul lor. Chiar dacă sunt veniți la tratament, ei au dreptul la vot. Noi ieșim din salon, el anonim pune ștampil acolo unde dorește el, după care aruncă în urnă. În total, în Spitalul Clinic Bălți sunt peste 90 de pacienți cu drept de vot din municipiu, iar alți 40 sunt internați în secția COVID. Comisia Electorală Centrală anunță că până la ora 14:30, poliția a înregistrat 4 încălcări în circumscripțiile Bălți și Fălești. Două dintre ele se referă la efectuarea agitației în ziua alegerilor, lucru interzis de codul electoral, iar altele două țin de coruperea acestora. În prezent, oamenii legii verifică toate circumstanțele și examinează probele. Ulterior, vor lua deciziile necesare de sancționarea celor implicați. De asemenea, observatorii au sesizat despre nerespectarea regulilor de protecție anti-COVID-19 de către funcționarii electorali ai unei secții din orașul Cupcine, raionul Edineț. Potrivit CEC, toate cele 88 de secții de votare deschise în 15 localități în care se desfășoară alegeri locale noi activează în regim normal, iar procesul electoral se desfășoară calm, fără incidente. Pentru asigurarea ordinii publice, în preajma secțiilor sunt antrenați aproape 300 de polițiști și 5 echipe ale Agenției Naționale Transport Auto. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu sunt Dorina Gerganov și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Mulțumesc pentru atenție, pe curând! Acest program poate fi vizionat de copii.